Ronaldo a părăsit terenul în lacrimi după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială. Obligat să stea pe bancă și să privească neputincios cum Maroc deschide scorul în sfertul din Qatar, Ronaldo a intrat în minutul 50, când toată echipa marocană era deja masată în propriul careu. Era clar că Ronaldo nu o să intre titular și va fi doar o vestă galbenă pe banca Portugaliei după ce Gonzalo Ramos a făcut hat-trick-ul cu Elveția, dar tot speram să se ajungă cumva să se bazeze pe experiența lui încă din primul minut. N-a fost să fie. Pur și simplu, tot ce putea merge prost pentru Ronaldo în ultimii 2 ani s-a întâmplat, de la pierderea unui copil, la scandalul de la United și până a fi trimis pe bancă din postura de capitan al naționalei. Sunt conștient că are partea lui de vină, dar parcă nu merita să iasă din scena turneelor finale așa. Visam cu ochii deschiși la o finală între Messi și Ronaldo, un ultim omagiu adus fotbalului de cei mai mari fotbaliști ai acestei generații. N-a fost să fie. Ronaldo se întoarce acasă fără un club și cu imaginea pătată aproape iremediabil. Nu cred că vreun club din primele 5 ligi, nici nu visez să zic primele 3, îl va semna și parcă o aventură departe de fotbalul mare, la stilul Beckham sau Ibra în state, îi va face bine. De astăzi o să alătur în galeria de antrenori idioți, chiar pe scaunul de lângă Ten Hag și pe domnul Fernando Santos, care nu a înțeles că Ronaldo este președinte, antrenor și jucător, vorba lui Zlatan Ibrahimović, pentru că exact asta sunt jucătorii de geniu. Ronaldo a cărat Portugalia an la rândul și nu-mi spuneți că o ceartă sau mă rog, o mică tensiune între un antrenor și capitanul echipei se lasă cu punerea acestuia pe banca de rezerve. Nu ți vulnerabilizezi echipa atacând exact simbolul acesteia, fiindcă, hai să fim realiști, Portugalia nu putea câștiga Cupa Mondială cu Gonzalo Ramos în locul lui Ronaldo ca gură de tun. A dat 3 boabe cu Elveția într-o partidă jucată parcă pe sens unic spre poarta elvețienilor. Îi și văd pe idealiștii care cred că o echipă reușește doar prin colectiv, fără să aibă nevoie de atingerea magică a unui jucător special. Scoate-i pe Modric, Messi, Van Dijk, Neymar din angrenajele alea și o să vedeți rezultatul. În momentele critice este nevoie de ceea ce americanii numesc clutch players, iar prostul de Santos i-a luat asta lui Ronaldo, într-o măsurare de cine o are mai mare. A arătat că o are el, iar Ronaldo a rămas cu lacrimile. Cea mai urâtă pagină fotbalistică din 2022 tocmai a fost scrisă.